Administrația locală din Teiuș a organizat duminica 9 iunie prima ediție a unui eveniment de suflet pentru toți locuitorii din Beldiu, sat aparținător orașului. Intitulată Întoarcerea la rădăcini, manifestarea s-a constituit printr-un bun prilej de revedere pentru fiii satului Beldiu, rămași la obârșie sau plecați pe alte meleacuri. Evenimentul a debutat duminică cu o partidă de fotbal care a opus formațiile Voința Beldiu și Rapid CFR Teiuș, partidă viu disputată cu faze spectaculoase la ambele porți. În jurul orei 11:30, invitații și întreg alaiul sărbătoresc au participat la slujba religioasă oficiată în Biserica Satului și apoi la Sfințirea Troiței ridicată în memoria eroilor neamului. Tot cu această ocazie a fost inaugurat muzeul etnografic amenajat în clădirea fostei școli a localității. Acum un an, deci când exact pe această vreme, deci eram pus prin voința concetățenilor mei primar în Teiuș, unul din obiectivele mele, declarate la momentul de atunci, fără să fac niște promisiuni în sensul adevărat al cuvântului, a fost să mă ocup de sate. Pentru că Teiușul, după cum știți, are trei sate aparținătoare, Beldiu, Căput și respectiv Pețel. Sate lăsate, din păcate, în negura timpului, sate în care nu se întâmplă absolut nimic. Am făcut această acțiune, deci în satul Beldiu, nu neapărat într-o ordine cronologică sau într-o ordine alfabetică. Deci am vrut să o pornim cu un sat în care chiar efectiv nu se întâmplă nimic, iar partea culturală, partea, să zicem, de suflet, partea care caracterizează până la urmă o comunitate, și că spun asta, mă refer la școală, cămin cultural, activități culturale, a fost lăsată, din păcate, nu pe locul 2, a fost lăsată aproape inexistentă. Deci a fost neglijată în totalitate. Am pornit această acțiune tocmai din dorința ca să îi aducem pe fiii satului, să îi aducem pentru o zi, cel puțin acasă, pentru că sunt foarte mulți dintre ei plecați, deci nu neapărat în zona județului Alba, sunt cam răspândiți pe întreg teritoriul țării. Beldiu a dat țării și a dat județului oameni de mare valoare, recunoscuți atât în perioada interbelică, cât și după aceea, ingineri, doctori, profesori, muncitori cu înaltă pregătire, agricultori de cea mai bună calitate, deci care se află la momentul respectiv răspândiți cam prin toată țara. Și am vrut să dăm un semnal, să-i aducem cel puțin pentru o zi, să-i aducem acasă. Și am considerat că ziua asta, nu neapărat cu conotație de un an de la câștigarea alegerilor, nu am vrut așa ceva, dar ne-am propus să fie un obicei care să-l putem perpetua și la anul, sub o altă formă, găsind cu totul și cu totul alte modalități de a îi conștientiza și de a aduce aproape de părinților, de vatra strămoșească a satului. Muzeul etnografic cu ceea ce s-a putut colecta de la oamenii locului, dar sunt obiecte autentice. Că sunt în copie, că sunt originale, este bine și așa, pentru început. Cu siguranță se va îmbunătăți din an în an, aceasta fiind prima ediție a întâlnirii fiilor satului. Programul manifestărilor a continuat cu lansarea unei schițe etnografice a satului Beldiu, avându-i ca autori pe muzeograful Ioan Dreghici și profesorii Ioan Ardeleanu și Dorin Giurciu. Este prima carte despre Beldiu, după câte știm noi, și prezintă câteva lucruri interesante, dintre care aș menționa prima, că Beldiu este una dintre cele mai vechi localități din țară, atestate documentar. Beldiu la 1216, Bucureștiu mult mai târziu la 1456. Deci ia câtă diferență cu care, beldenii se pot mândri. Mai vechi decât Teiușu, mai vechi decât Căput, decât Pețel, că toate satele din jur sunt mai recent atestate decât, recent așa în ghilemele, decât Beldiu. Beldiu, de-a lungul anilor, a suportat evenimente istorice importante care a făcut din populația locului de origine pescărească, pentru că documentele spun că popularea acestei mici așezări de pescari s-a făcut cu alte familii de pescari venite din zona Radului, care se numeau Radu. Acum 50 de ani, 3/4 din populația satului reprezentau rădeștii, Radu, la care s-au adăugat ulterior și alte grupări de populație. De asemenea, o altă grupă a venit din partea, dincolo de la Arad, de origine sârbă. În limba maghiară le zice rați.
Deci rațiu, ulterior. Ce înseamnă raț? Exact sârb, în limba română. Iar ungurii spun rațoc, adică sârbi. De aceea în Belgiu o să găsim și nume de sârbu, dar și nume de raț sau rațiu, că s-a mai romanizat. Cartea vrea să prezinte aspecte istorice foarte interesante și geografice și de altă natură, însă nu este atot cuprinzătoare, spune de la început, ne cerem scuze pentru treaba aceasta, urmând ca urmașii urmașilor noștri să realizeze acest lucru. Belgiu merită o astfel de carte, pentru că de aici s-au ridicat eminențe cenușii, să le zic așa, dintre care mi-aduc aminte repede așa un învățător foarte, foarte iubitor de sat, Iosif Rațiu, un apropiat colaborator al lui Timotei Cipariu. Deci este un semnal alt, fiul său, scoarța nu s-are de pare de tăietor, a ajuns învățător în sat. 40 și ceva de ani a făcut el, 40 și ceva de ani a făcut tatălui. Deci împreună cei doi învățători au întrunit suma de aproape 100 de ani. Dar a și făcut pentru sat câte ceva. Au fost învățători de stoinici, iubitori de etnografie și folclor, de aceea și colaborarea cu Timotei Cipariu. La aceea foaie renumită pentru inimă, minte și literatură. Multe oficialități ale județului au ținut să participe alături de localnici și de primarul Teiușului, Mirel Hălălai, la prima ediție a Fiilor Satului Belgiu. Printre acestea, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, vicepreședintele Legislativului de Alba, Florin Roman, comisarul șef al Gărzii de Mediu Alba, Dănuț Hălălai, directorul Agenției de Mediu Mihaela Mihdehelian, primarul municipiului Aiud, Horațiu Josan, senatorul liberal Teodor Atanasiu și deputatul social-democrat Ioan Dârzu. Acesta din urmă a ținut să felicite administrația orașului Teiuș, personal, pe primarul Mirel Hălălai, pentru fața nouă dată în scurt timp unității administrativ-teritoriale în fruntea căreia se află de aproximativ un an de zile. Este o zonă deosebită și constatăm că după schimbarea administrației locale au început ca lucrurile să se miște în sensul bun. Adică ați văzut, s-a renovat tot ceea ce înseamnă căminul cultural, școala, muzeul etnografic și îl felicit pe primarul orașului Teiuș pentru faptul că încearcă să readucă bunăstarea în comună și mai ales în localitatea Belgiu. De asemenea, îl felicit pentru acțiunea că aduce alături de localnicii actuali fiii satului, ceea ce înseamnă că vrem să dăm o altă conotație a tot ceea ce înseamnă activitatea din zona rurală. Eu nu pot să fiu decât încântat și să-i felicit încă o dată pe cei care administrează orașul Teiuș pentru implicarea de care au dat dovadă. Era păcat, și mi-aduc aminte în campania electorală, cum arăta zona în care ne aflăm astăzi aici, era părăginită, era abandonată și nu vreau să spun altceva. Acum este o altă față și este bine că românii din orașul Teiuș, cei din Belgiu, își aduc aminte, se întâlnesc, discută amintiri și de ce nu fac și proiecte pentru viitor. Sunt alături de ei, îi consider oameni deosebit, îi cunosc pe foarte mulți dintre ei și cred că merită mai multă atenție atât din partea administrației locale, cât și cea județenă. Sărbătoarea a continuat cu acordarea de distincții unor membrii marcanței comunității și cu un spectacol artistic găzduit de Căminul Cultural, spectacol în cadrul căruia și-au dat concursul Ansamblul Cultural Augustin Ben Alba Iulia, ansamblurile folclorice ale căminelor culturale din Strenț și Mihalți, ansamblul folcloric Dor Teiușan și tinerii artiști din cadrul Liceului Teoretic Teiuș. Sărbătoarea s-a încheiat în ritmuri tinerești, cu o discotecă în aer liber luminată în final de focuri de artificii.